Nu vin vești prea bune, codul galben de caniculă a fost prelungit pentru județul Sălaj. Administrația Națională de Meteorologie a emis avertizări de cod portocaliu și cod galben de caniculă în zilele de vineri și sâmbătă. Temperaturile vor ajunge până la 38 de grade. Sâmbătă în Maramureș, Creșana, Banat, Oltenia, vestul Transilvaniei și sudul Munteniei, vremea se menține caniculară cu temperaturi maxime ce vor atinge frecvent 35-37 de grade, iar indicele temperatură umezială va depăși pragul critic de 80 de unități. În județele Satu Mare, Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin vor fi temperaturi maxime în jurul valorii de 37 de grade, iar disconfortul termic va fi deosebit de accentuat. Duminică vremea va fi în continuare caniculară în vestul, sudul și local în centrul țării, unde se vor înregistra temperaturi maxime de 35-37 de grade. Indicele temperatură umezială va depăși pragul critic de 80 de unități în Câmpia Română și Câmpia de Vest și izolat în rest. În județele Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman și Giurgiu vor fi temperaturi maxime de 37-38 de grade, iar disconfortul termic va fi accentuat.